Nu-mi place. Le dau 3. E chiar bună. Magnifică, se combini. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Alex Ghinea, iar astăzi v-am pregătit un videoclip special, deoarece vom testa dulciuri italiene. Avem o dita mai sacoșă, de mare. Am umblat la prin multe magazine. Am luat cam din fiecare câte ceva. Ce ni s-a părut mai, nu știu, mai specific. Să începem să prezentăm din ele? Da. Ce sale? Avem o pungă de bruschete. Da, bruschete. Cu roșii. Avem o pungă de pufuleți. Cred că s-a după aia românești, nu știu. Da. Focusul nostru nu prea vrea. În fine. Mai departe. O pungă de biscuiți cu ciocolată, cu cacao. Aia nu fi mare lucru. Asta e mai interesant. Chipsuri cu lime. Da? Să știi. Să vedem cum or fi. Ce mai avem? Un pachet. Cred că integral sunt. Un pachet de biscuiți cu orez. Asta nu cred că e mare lucru, dar am luat niște napolitane, să vedem cum sunt și la ei. O ciocolată cu... cu ce e? Cu alune. Riso. Cu orez. O ciocolată cu orez. Așa, dar tot nu. Nu vrea să focalizeze neam. Ok, gata. Niște covrigei. Cu rozmarin. Niște chipsuri din pâine. Făcute din pâine. Hai că a focalizat acum. Și... astea chiar sunt curios cum sunt. Eu sunt curios cum sunt astea. Că ar trebui să fie porumb prăjit. Și condimentat. Și condimentat, da. Și cam atât, sunt 10. Și cam astea au fost. Hai să vedem cu care începem. Am zis că cu alea sărate. Hai să începem cu astea. Chipsurile din pâine. Pâine. Păi onorarile. Bine. Cum se zice în italiană, voi provare. Seamănă cu bruschetele. Da, pâine prăjită. Dar nu românească. Și puțin condimentată. Cred că e fric cu un pic de ulei. Puțin mai mult condimentată. Ai meritul mai condimentat decât n-am nimerit. Da, sunt bune. Da, sunt bune. Le dăm la astea, eu le dau nota 8. Eu le dau 7. Nu m-au dat pe spate, să fiu sincer. Altra coză. Cu asta. Cu asta. No, bine. Asta o desfacem, zic așa. Ca să turnăm în mână cu ea. Deci avem porumb. Porumb. Porumb prăjit. Porumb prăjit. Degustat. Foarte crocant. Asta, da. Puțin picant. Da, și sărat. Dar mai mult de puțin picant. Asta merge cu bere. Parcă ar fi floricele. Dar mai crocant. Dar mai bune. Asta îmi place. Foarte bun. Bune. La astea nota 9. La astea nota 10. Că merg cu bere. De astea mai luăm. Ce dulce dăm deoparte. Altceva. Covrigei cu rozmarin. Covrigei cu rozmarin. Ce numele la ale. Hai să vedem.
Sunt buni. Dar eu nu prea sunt adeptul rozmarinului. Dar sunt buni. Se simte intens gustul de rozmarin. Adică e în cocă băgat în ei. Da. Eu nu mai vreau că e prea intens. Cui place rozmarinul foarte mult și... Da. Sunt făcuți cu ulei din... Ulei de măsline, sigur. Nota 7. Eu o să le dau 8, pentru că îmi plac chiar dacă au rozmarin. Alea sunt dulce, astea... Hai să încercăm astea. Bruschetele. Încercăm bruschetele. Cu roșii. Păi cu roșii. Nu cum vine pe care stau rând la Roma, că... Da. Sunt grețoase. Eu vreau să văd cum miros. Nu prea au miros. Sincer, nu. Nu prea au, dar e chiar pâine. Deci... Adică... Nu, adică chiar sunt bruschete decât să pui roșii pe ele. Da, doar că nu avem roșii acum. Da. Da, pâine prăjită. Dacă se pui la bruschete să tai niște roșii, n-a nimic. Să tai niște roșii cu bulețe, să pune cu ulei de măsline și un pic de oțet ca să îi mai adânc greață. Foarte bune bruschetele. Făcute și astea sunt bune, pâinițele astea. Da, pâine prăjită. Sunt bune. Fără roșii pe ele nu știu chiar ce notă se dau, dar cum e o pâine integrală. Să știi. Nota 6. Cam drastic. Eu le dau o 7. Dă chipsurile alea cu lime, că nu mai am răbdare de acolo. Chipsuri cu lime. Da, chipsuri cu lime. No, desfăli. Să vedem un pic cum miros. Bu. Miros a chipsuri, dar un miros mai dubios. Și niște puncte roșii pe ele, o fi și cu ardei. Sunt și mai diferite față de restul, adică sunt un pic mai... Nu știu cum să de pe cameră, dar o tentă verzuie. Într-adevăr. Ce gust diferit. Nu sunt doar cu lime, mai au ceva. Are piper roșu. Piper ros. Deci sunt și cu piper. Dacă ne pune mintea, o mâncăm toată funga. Nu se pe mine, nu mă dau așa pe spate. Iar dai cu 6. Nu, cu nota 5. Ce apa asta? Eu le dau spre 8. Mie-mi plac mult. Mai avem o fungă, o fungă de populeț italien. Luate de la Carrefour Express. Oricum, Carrefour-ul la ei nu e ca la noi, Lidl-ul la ei nu e ca la noi, adică au produse specifice lor. Cred că sunt cu cașcaval. Atunci dacă sunt cu cașcaval, mie că le dau eu 4. Dar miros bine. Mie nu-mi place sub nicio formă fluți cu cașcaval, niciodată nu mi-au plăcut. Da, gustă. După mine zici că au gust de picioare nespălate. Sunt foarte dulci. Mie nu-mi place. Le dau 3. Mie îmi place cașcavalul. Nu, nu-mi plac. 3 le dau. Eu o să le dau un 5. Nu-mi plac deloc. Acum biscuiții. Un pachet de biscuiți cu orez. Și cred că și integral, în fel, nu știu. Sau, abar n-am, așa scrie acolo că e bio, că e, nu știu.
Mai cu putirință. Acum era Iris imediat de făcea. Curat. Cam așa arată. Miroase a orez prăjut. Într-adevăr. Nu vezi, mă doare pe mine măsau. Nu prea dulci. Mai bine că nu sunt dulci. Sunt buni. Foarte fragezi. Hai că-i scuturăm ca pe țigare. Mi-a plac. Parcă nu mă dau așa pe spate. Mie îmi placă, nu prea am avut tangențe cu orezul expandat sau alte cele. Nota 4. Destul de rău. Eu le dau un 6. Mie mi-e și foame, că tot de-aia gust din multe. Vom continua cu biscuiții. Biscuiții cu cacao. Uf, ce face punga asta. Ce miros intens de cacao, biscuiți cu cacao. La propriu cu cacao multă. Acum după seara se dăm cu dulce. La colațiune sunt foarte buni. Foarte dulci. Și pe lângă astea au și... Cred că au și... Au și dar full de ciocolată în ei. Bun. I-am probat și pe ăsta. Despre. Ceau. Nota 9. Chiar că 9. Este foarte bun. Ce mai avem? Hai să probăm napolitana asta simplită. E bine că sunt de la mititele. E pământ. Adică vezi și că sunt două aici? Ce mii sunt. Bu. Sunt simple. Nu-mi focalizează. Focalizează. Ups. Destul de puțină cremă. Dar nu au gust deloc aia românească. Într-adevăr. Adică are un gust... de lapte? Da, lapte. Lapte. Are gust de lapte. Îmi plac. Da, dar nu sunt extraordinare. Sunt bunicele. Da, îmi plac. Da, să merg cu lapte. Chiar că sunt cu lapte ele. Nota 6. Eu le dau 7. Și ultima este o ciocolată cu orez. Nu, am mai arătat o dată. Hai să o desfacem. Ușor de luță. Stai așa o țiră, dă-mi cu asta. Păi așa. Oh, porca troia. S-a muiat. Posibil. Sigur, nu posibil. Oameni buni, s-a muiat că noi nu ne-am băgat la frigider. Am zis că merge și așa. Foarte dulce. Foarte dulce, dar măsele mele suferă acum. Și crocantă de la orez. O ciocolată interesantă. Parcă se simte și gust de lapte. Și de vanilie o țără. Deci nu ar avea ce să caut în ciocolată. Îmi zic eu. Dar e chiar bună. Mai anifică, se convine. Mie mi-a ajunge prea dulce. Da. Eu îi dau 10 că îmi place că e cu orezul crocant, dar e prea dulce. Să știi, da? Și eu, la fel, 10. Cam acesta a fost videoclipul nostru de astăzi. Acum să ne alegem cea mai preferată dintre toate, nu știu. Porumbul.
eu o să aleg acești biscuiți cu cacao. Mi-au plăcut foarte mult. Mie îmi place porumbul. Merge cu bere în primul rând. E foarte bun de gust. Însă toate au fost ok. Au fost gustoase. Mai puțin ăștia. Miros a picioare nespălate. Nu cumpărați cuflis cu cașcaval. Mie mi-au plăcut. Dacă vă place cașcavalul, să luați. Mie nu-mi place nici topit, îmi place doar când e rece. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și o abonare. Și ne revedem data viitoare. Ciao! Ciao!